Televiziune. Pro TV. Jveic. Pavel Bartoș. Teatru. Odeon. Primăvară. Trezire. Un nou început. Dimineața. Salutare, bine ați venit la o nouă ediție de Life Couch. Bogdan Nicolai sunt eu și alături de mine este Pavel Bartoș. Ce face Pavel Bartoș primăvara asta? Pot să zic cu mâna pe inimă, cel mai important demers al meu în această primăvară a fost rolul și spectacolul Jveic de la Teatrul Odeon în regia lui Alexandru Dabija. Tot așa despre Jveic, aș vrea să vorbim. Spuneai mai devreme că nu e un prost. Așa e, nu e un prost. Este un, cum spune el, un idiot veritabil. Ca la orice personaj trebuie să-l înțelegi, să-l iubești așa cum e el, să-l iubești, pentru că iubești personajul cu limitele lui, cu trăsăturile lui, poate fi negativ, poate fi pozitiv, tu-l iubești și atunci îl înțelegi pe el. Pe cine ai vedea tu din zilele noastre în rolul lui Jveic? Cum să zic eu, aș vrea să cred că fiecare avem o parte de, și cu cât am înțeles mai mult rolul ăsta, cu atât mi-aș dori să avem mai multe părți, mai ales chestia asta de neîncrâncenare. Fetițele tale se bucură mai mult să te vadă la teatru sau mai mult la televizor? Unde le vezi mai bucuroase, mai încântate de tine? Am aventurile lui habar n-am la teatru și știu că fata mea Eva, care are acum 12 ani, ea a venit de la 2 ani. Gândește și ea, cel pe care se joacă de 10 ani. A văzut, cred că, de vreo 50 de ore acel spectacol. Ce trăiește la teatru nu trăiește la televizor. Normal că la televizor e o chestie imediată, că la un moment dat știu că a avut o replică foarte drăguță, dar tu de fapt acum unde ești? Și am zis, eu sunt acasă, acum lângă tine. Ce? Era mai micuță și analiza, zice că ești la televizor și acasă. Tu de fapt unde ești? Aș vrea, te rog, să ne recomand și o altă piesă de teatru. Eu zic, în general, mergeți la teatru și vă veți bucura spiritul și mă bucur că lumea umple sălile de teatru pentru că trăiește altceva decât poate trăi în fața televizorului sau pe stradă sau oriunde. Când te putem vedea la Teatrul Odeon? În aprilie chiar am o lună foarte bogată, adică mă puteți vedea în toate aceste spectacole și știu că sunt mulți care așteaptă și aventurile, habar n-am, și știu că în timpul săptămânii școlii altfel va fi pus de vreo 3-4 ori.